Primăria orașului Flămânzi din județul Botoșani a decis să reducă programul iluminatului public din cauza creșterii uriașe a facturilor la energie electrică. Astfel, iluminatul stradal nu va mai funcționa în intervalul orar 23-4, după ce facturile la electricitate au crescut de 4 ori comparativ cu situația înregistrată în urmă cu un an. Primarul orașului Flămânzi, Dan Oloieriu, spune că factura primită în urmă cu câteva zile pentru consumul înregistrat în luna decembrie 2021 pentru energie electrică de la iluminatul public a totalizat aproape 60.000 de lei, în condițiile în care, în luna ianuarie a anului trecut, cheltuielile pentru electricitate au fost de 14.000 de lei. Domnule primar, ce v-a făcut să luați această decizie? În cursul lunii ianuarie ne-am trezit cu o factură care ne-a dat de gândit în ceea ce privește viitorul, să spunem așa, financiar legat de aceste utilități. Am încercat să facem o anchetă, pe ceea ce înseamnă anul 2021 și am constatat că plecând din luna ianuarie și ajungând în luna decembrie, după cum am și prezentat, diferența a fost de vreo 3 ori mai mare. Bine că undeva de începând cu luna septembrie, facturile au început să crească ușor, dar cea din luna decembrie, de practic, am avut undeva un 300% creșterea respectivă. Și atunci, acest aspect ne-a îngrijorat. De ce ne-a îngrijorat? Că în tot anul 2021 noi am plătit undeva în jur de 500.000 de lei pe facturi. Pe proiectul de buget pe 2022 ne-am prins undeva 800.000 de lei pentru tot ce înseamnă consumul de energie pe localitatea noastră. Numai prin factura respectivă de 60.000 de lei, care este o parte a tot ce înseamnă iluminat public, asta ar însemna să suplimentăm cu mult bugetul nostru pe capitolul de funcționare. Undeva factura integrală prin iluminat public înseamnă 80.000 de lei, cu tot ce înseamnă celelalte clădiri pe consum public, ne ducem lunar pe 100.000 de lei. Deci, în aceste condiții, ar fi trebuit să suplimentăm bugetul. Ne-am gândit, bineînțeles, ne-am îngrijorat această factură și consumul și costurile aceste mari și atunci am trecut la niște măsuri. Ne-am gândit noi, după analiză făcută, la niște măsuri, pe termen scurt și pe termen lung. Pe termen scurt ar fi fost măsura de majorare, a taxelor care și așa sunt foarte mari, dar nu mai putem face lucrul ăsta și nu ne-am fi dorit să facem, pentru că taxele, știm foarte bine, se aprobă undeva la mijlocul lunii decembrie pentru anul următor. Deci clar că nu ne-am fi dorit să creștem taxele, pentru că și așa cetățenii sunt înrobiți cu taxe de urbanism. A doua măsură a fost acest, program, reducerea programului și, să facem niște economii pe ceea ce înseamnă, nu neapărat numai iluminatul public, ci aici în instituțiile pe care le coordonăm. Și a treia măsură a fost dezvoltarea unui sistem de producere, a energiei verde, pentru un, parc de fotovoltaice sau alte măsuri. Dacă prima măsură, cea cu taxele, a picat pentru că clar nu ne-am fi dorit și era și prea târziu, a doua a fost o măsură pe termen scurt care am și aplicat-o, iar a treia este pe termen lung. Deja implementăm prin fonduri europene mai multe proiecte, printre care două sunt integrate. Avem punctuale panouri fotovoltaice pentru a rezolva problemele acolo pe clădirile și pe consumatorii din clădirile respective. Iar a treia investiție ar fi, deja ne-am înscris în strategia Agenției de Dezvoltare Regionale Nord-Est de la Piatra Neamț, cu un proiect pentru crearea unui parc cu panouri fotovoltaice.
Între timp au apărut și alte oportunități de finanțare, una ar fi prin fondul de mediu și a doua, mai clară, prin PNRR-ul mult discutat. Aici, la PNRR, după cum se conturează, avem un buget alocat pentru aspectul de urban, adică pentru orașe, de 2,4 milioane de euro. Ne-am gândit noi undeva o sumă de 1,5 milioane de euro să investim pe acest parc de panouri fotovoltaice.